Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Lumina de astăzi este ceva... Doamne, salutare, bine v-am regăsit la un nou clip, fetelor. Astăzi vorbim despre second hand, din nou despre hainele pe care le-am cumpărat, pentru că iar am fost. O, Doamne, se pare că mi-am descoperit așa o pasiune, doar că eu, de mică, am tot fost îndemnată să-mi donez hainele. Ce nu-mi plăcea, ce nu purtam, haine care erau și noi, nu apucam să le port pentru că, da, mai creșteam și eu, mergeau către alte fetițe. Am stat și m-am gândit, dacă alții se bucură de hainele mele, poate și eu mă voi bucura de hainele la care au renunțat alte persoane, din cine știe ce motive. Și, Doamne, ce pasiune mi-am descoperit! Îmi place să merg în second hand, îmi place să caut haine pe care poate nu le-am cumpărat din magazin la momentul potrivit sau pe care nici măcar nu le-am văzut. În fine, o să vedeți, am multicele chestii pe care vreau să vi le arăt. Articolul meu preferat din tot acest haul este această jachetă superbă! Deci superbă, ziceți voi că nu este minunată. Eu cam toate hainele pe care le cumpăr, fie le iau din gama aceea premium, sunt, nu știu dacă în toate second hand-urile, pentru că am fost într-un singur magazin de când mă știu, sunt acele rafturi, acele zone în care găsiți haine premium și haine noi. Cea mai înaltă calitate, cred eu, și eu de acolo îmi cumpăr de fiecare dată, găsesc foarte multe lucruri interesante, cum ar fi această jachetă. Nu știu cum să vă arăt, o să vă las eu aici hainele probate, cu siguranță veți vedea mult mai bine așa decât încerc eu să vă explic. Printul este unul minunat, jacheta are glugă, mi-ar fi plăcut sincer vă zic să nu aibă blana asta în interior, pentru că da, are blană și este groasă. Cred eu că din cauza, să zicem, culorilor, nu se potrivesc foarte bine materialele, vedeți? Deci aici este foarte de vară așa, boho, iar pe partea asta cu blană. Sau aș fi preferat să aibă o altă culoare blănița asta? Eu am purtat o singură dată și am purtat-o închisă aici, se vede foarte, foarte, foarte bine, îmi place mult de tot, are și niște detalii superbe. Stați! Deci nasturii sunt așa, foarte frumoși, în partea aceasta, în lateral cumva, vedeți, este despicat așa, puțin mai lungă în spate, mai scurtă în față, cu aceiași nasturi frumoși și, Doamne, am și buzunare, lucru care mă bucură foarte mult. Într-adevăr, nu sunt cele mai adânci, dar sunt suficiente, zic eu, am și glugă, îmi place de mor, nu mai pot, este lungimea perfectă, extraordinară, mărimea a fost XS, eu am tăiat toate etichetele hăinuțelor, v-am arătat în daily vlogul trecut că am avut etichete la multe dintre ele, la 2 sau la 3, nu mai știu, dar le tai și eticheta de hârtie și etichetele de la spate pentru că mă enervează când mă jenează pe piele. Cred că aceasta a fost 30 de lei, eu am fost o singură dată sau de două ori când a fost prețul zilei, știți că în second hand există și prețul zilei, spre exemplu găsești produse doar la 10 lei, 7 lei, 5 lei, 3 lei, cu cât se apropie lotul acela nou de marfă, deci vedeți câtă informație am cules în ultimul timp. Cu cât se apropie articolele noi să intre în magazin, cu atât prețul articolelor existente deja în magazin scade. Dar eu am fost când au adus marfă, bineînțeles, pentru că atunci îmi place mie cel mai mult. Jacheta asta a costat 30 de lei, parcă, 30 de lei sau 35 de lei. Apoi mi-am mai cumpărat de data trecută, știți că în haul-ul trecut nu v-am arătat toate articolele pentru că am făcut eu un fel de ținute. Ei bine, acum nu am găsit... De fapt am o singură pereche de pantaloni, atât, dar n-am găsit mai multe și nu am cu ce să le integrez. De data trecută mi-am cumpărat această bluziță super, super, super pentru vară, cu mânecile astea vaporoase așa, și aceasta a avut etichetă data trecută. În spate avem niște năsturei foarte frumoși. Este mărimea 36 și îmi place foarte mult. Vine un pic lărguță, eu port în general XS,
respectiv 34, dar mai am și haine S și 36 care vin foarte bine, mai ales că mie în general, nu numai vara, nu îmi place să port haine foarte strânse așa pe mine și care, în care să transpir, să nu mă simt comod. Asta vine bine. Foarte frumoasă, îmi place printul, la fel o să aveți aici imagini, să vedeți cum îmi vine. Este absolut superb. A costat aceea un pic mai mult. Cred că vreo 30 și ceva de lei a fost aceea, dar v-am zis de data trecută. Acum, mi-am mai cumpărat, adică acum săptămâna asta când am fost, mi-am mai cumpărat această rochiță. Tic, 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 pe care am și văzut-o în Zara un an sau doi, cam așa, dar în altă combinație de culori. Este superbă, superbă. Deci, vine aici cu spațiu, vedeți, între piept și șolduri cumva. Așa este partea din spate. Și, de fapt, este fustă pantalon. Uite, nici nu știu cum să vă arăt. Veți vedea cu siguranță mai bine în imagini. Le las pe ele să vorbească, pentru că oricât de mult aș încerca să vă explic, vedeți mult mai bine hainele purtate pe mine. Eu, în momentul în care am probat-o, nu știam de ce îmi vine fix. Adică nu era nimic, cum să zic, nu puteam eu mișca picioarele cu lejeritate și pe urmă mi-am dat seama că de fapt eu am pantaloni, vedeți? Și practic partea aceasta de aici dă impresia ca și cum ai avea fustă. Este mărimea XS, cu siguranță m-a așteptat pe mine acolo în second hand, deși lumea se cam uita la ea, dar eu am luat-o repede, repede. Îmi place foarte mult, îmi plac și culorile, este foarte, foarte drăguță, super confortabilă, vine scurt. Eu, în momentul în care am probat-o și am văzut că e atât de scurtă, zic, oh my god, nu, că nu e pentru mine. Dar pe urmă mi-am dat seama că de fapt am pantaloni și m-am liniștit. Aceasta a fost 25 de lei sau 30, nu, cred că 25 de lei a fost. 30 de lei am dat doar pe jacheta aceea și 35 pe un tricou pe care urmează să vi-l arăt. Asta a fost undeva la 25 de lei. Este superbă, nu a fost cu eticheta originală, dar era acolo la haine premium, n-are niciun defect. Eu, în momentul în care ajung acasă, spăl toate hainele, cum vă recomand și vouă să faceți, deși ele sunt dezinfectate și la, nu mai intrăm în discuția din pe care oricum am, subiectul pe care oricum l-am abordat în clipul trecut despre igienizare și așa mai departe. Le spăl foarte bine și le și opa. Și le și calc. Am fost întreruptă. Vă spuneam că niciodată nu mi s-a întâmplat să iau haine cu defecte sau să fie rupte sau nu, niciodată nimic, 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 doar că au fost foarte puțin ața, era, spre exemplu, scoasă din nasturi așa și a trebuit să vin eu cu o forfecuță și să tai excesul, dar cam atât. În rest, toate sunt impecabile, pur și simplu impecabile. Probabil ați observat că s-au împuținat acolo umerașele de pe stender, pentru că am adus aici lângă mine foarte multe haine. Așa, data trecută când am fost, mi-am mai cumpărat această, jur că nu știu cum să o numesc, acest cover, să-i zicem, este un fel de trench sub formă de jachetă, ceva casual sport, pe care îl poți purta și cu blugi, cu pantaloni scurți, cu tot ce vrei și ce nu vrei, așa arată, la fel, o să vedeți voi în videoclip cum se așează pe mine și despre ce vorbesc, pentru că acum nu prea pot să o încadrez așa foarte bine. Este din H&M, a fost cu etichetă, mărimea 34 și este pur și simplu superb. Un roz din ăla murdar foarte închis, un roz spre maroniu. Așa este la mâneci, așa este aici, în spate este simplă până când ajungem în partea de jos, unde am două capse și o pot strânge cu un șiret, așa, ca să vină mai strâmtă cumva în zona picioarelor. Îmi place foarte mult, foarte, foarte, foarte mult, se așează super bine, o pot purta cu multe chestii, este mărimea 34, cum v-am zis, asta înseamnă că e super potrivită pentru mine, îmi place mult. Am și buzunare care sunt încăpătoare. Nu am văzut-o pe asta în H&M, nu știu, mă refer la anii trecuți, când dau seama că sunt colecții ceva mai vechi în second, dar îmi place foarte mult, foarte mult. Cu siguranță e un material din ăla de vară, ușor așa, și cu siguranță o pot purta și în seriile reci de vară, cu pantaloni scurți.
Este foarte, foarte drăguț. Așa. Aceasta a costat vreo... Deci am luat-o, cum v-am zis, data trecută. Stați să-mi aduc aminte. A fost undeva la 35 de lei, parcă. Cred că 35 de lei. Am cumpărat-o atunci cu Vesta și au avut același preț. 30 sau 35 de lei. Așa. De data aceasta mi-am mai cumpărat o rochiță care este fabuloasă. Este în mărimea S, dar îmi vine foarte, foarte, foarte bine. Este o rochiță așa de primăvară-vară, un material super lejer, confortabil, mânecile sunt clopot, aș spune eu. Se calcă foarte ușor, nu m-am chinuit absolut deloc. Are și ceva elastic aici în talie. Cu siguranță mărimea XS mi-ar fi venit mult mai bine, dar nu-mi displace nici aceasta. Am nasturi aici, am avut și nasturi din ăla de rezervă, undeva în interior, dar am tăiat eu eticheta, cum v-am spus. Și îmi place foarte mult. Lungimea este potrivită, nici prea scurtă, nici prea lungă. O ador, abia aștept să o port. Aceasta a fost 20 de lei, știu, sigur, sigur, sigur. Apoi, mi-am mai cumpărat o cămașă care îmi place foarte mult. Ați spune, băi, ok, și ce-ți place la o cămașă neagră simplă? Într-adevăr, dar îmi plac detaliile astea, nasturii ăștia, sunt atât de mari, atât de... ies foarte mult în evidență și cămașa asta se așează superb pe mine. Este o cămașă cu mânecă 3 sferturi, așa, am și buzunare... Nu este transparentă absolut deloc. Eu am mai avut cămăși negre, dar în momentul în care ieșeam la soare, se vedea, razele se vedeau foarte ciudat prin material. La aceasta nu se întâmplă, îmi place foarte, foarte, foarte mult și o pot purta și pe post de, să zic chiar, cover. O pot lua deasupra, pot să-mi pun un maieu sau o bustieră, ceva într-un bej foarte frumos sau chiar alb. Pe aceasta, pe deasupra, o las așa deschisă și nasturii ăștia cu siguranță vor arăta foarte bine. Îmi place mult și aceasta a fost 15 lei sau 20. Da, este superbă, pur și simplu. Îmi place mult, mult, mult. Am o mărime... N-am o mărime aici, nu știu, dar oricum, mi s-a părut micuță și de-aia am și cumpărat-o. Apoi, deci am aici lângă mine un articol vestimentar care, Doamne, ce a mai stârnit. Deci Cristi săracu se uita la mine și îmi spunea, nu cred că-ți plac. Și eu spuneam, ba da, îmi plac foarte mult, nu sunt stilul meu, o să vă șocheze, știu, dar mi-am cumpărat o pereche de... pantaloni din ăștia care au fost la modă anul trecut, dacă vă aduceți bine aminte, eu am mers cu voi prin mall și am căutat genul ăsta de fustă, pantalon așa pliați, plisați, nu știu, că nu mă pricep nici la materiale, la nimic altceva și nici nu mă pasionează și nu am găsit în niciun magazin. Uite cum s-a întâmplat să găsesc în second fix mărimea mea, sunt 36. Aceștia, dar îmi vin foarte bine. Încă nu am apucat eu să le curăț partea aceasta, care este catifelată așa și care, din păcate, a adunat scame și păr, bineînțeles, la noi în casă. Dar, deci, vedeți oare? Aceasta este prima parte de pantalon. Mai am încă una aici. Sunt genul acela de pantaloni foarte, foarte, foarte largi, care dau impresia de fustă. În momentul în care ești îmbrăcată, în momentul în care mergi, nu se vede ca și cum tu ai pantalon pe tine, ci totul pare a fi mai mult o fustă. Îmi vin extraordinar și îi ador. N-au niciun defect. Cei drept, foarte multe persoane se roteau așa în jurul lor, dar nu știu de ce nimeni nu i-a cumpărat. Foarte multe fete erau acolo și se uitau, pentru că secondul la care merg eu este extra populat. Foarte multe fete îi luau, se uitau așa la ei, iar în momentul în care desfăceau și vedeau că nu sunt fustă, se dădeau înapoi. N-am înțeles de ce. Sincer vă zic că eu eram acolo, nu-i cumpăra, nu-i cumpăra, pentru că îi vreau eu și s-a întâmplat să ajungă la mine. Mie îmi plac foarte mult și țineți-vă bine, vreți să vă spun cât am dat pe ei? 16 lei. Au fost la partea aceea de premium, cum vă spuneam, n-au avut nici măcar un defect. Eu am luat fiecare cută din asta în parte și mă uitam așa, zic, băi, trebuie să aibă ceva de costă 16 lei, o pereche de pantaloni din ăștia de la Zara, că Zara sunt parcă. Stați așa, da, Zara Basic.
ce au de costă 16 lei, dar nu au nimic, sunt extraordinari. În partea de jos se termină foarte frumos așa, zici că ar fi niște fluturi, nu vedeți voi acolo, îmi pare rău, nici nu știu cum să vă arăt, dar sper să înțelegeți mai bine din traion. Îmi plac foarte, foarte, foarte mult, îmi vine extraordinar și v-am zis, de fiecare dată când trecea cineva pe lângă ei, vă dați seama că nu puteam să merg și să spun, stai că-i cumpăr eu, nu te atinge. Nu, dar când trecea cineva pe lângă ei, mă uitam așa și ziceam, parcă i-aș vrea eu și am avut noroc. Așa, mi-am mai cumpărat un tricou din ăsta basic, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult culoarea și faptul că este dintr-un bumbac extrem de gros, un bumbac cum foarte rar mai găsești la noi. În general, tricourile sunt super transparente, vezi că am, deci am un fir de păr la nas, garfi mami, mi se întâmplă, știți, așa e când stai cu o pisică. La noi majoritatea tricourilor au un material foarte subțire, de vezi așa prin el. Dar ăsta este minunat. Și când vorbim de material și când vorbim de culoare, este lung, de aia l-am cumpărat, pentru a-l putea purta cu pantaloni din aia scurți. Cu biker shorts, cu siguranță o să vină foarte bine. A fost mărimea S, dacă mi-aduc bine aminte, vă ziceam că eu tai etichetele. A fost mărimea S și este extraordinar, n-are niciun defect, e super, super, îl pot purta pe post de rochie, v-am zis, cu pantaloni din ăia și îmi place foarte mult și el. A fost 10 lei, cred, sau 9 lei, cam așa. Apoi, mi-am mai cumpărat tricoul acesta care a fost nou cu etichetă, este de la Pink Woman, mărimea M, dar îmi vine foarte bine. Mai era acolo și unul negru, la fel, tot cu etichetă, dar parcă nu prea îmi place să port negru vara, mai ales când e cald și mai ales când trebuie să port un tricou din ăsta scurt, prefer alb în loc de negru, deși în general eu am foarte multe haine negre și am zis că mai bine îl cumpăr doar pe ăsta, n-are sens să iau două la fel, este foarte drăguț, m-a atras tare mult chestia asta de aici, din față, e foarte simpatic, foarte gros, la fel, mi se pare super grosuț așa, de fapt nu gros, nu, m-am exprimat eu greșit, nu gros, ci calitativ, materialul nu este unul din ăla care să se expandeze așa când îl scoți din mașina de spălat, nu gros, că dacă ar fi gros nu l-aș mai purta vara, vă dați seama. M-am chinuit un pic ce-i drept să-l calc din cauza acestei chestii, acestui model, dar trec peste. Îmi place foarte mult, este mărimea M, dar îmi vine perfect. Ăsta a costat 30 de lei, parcă, sau 25, cam așa. Însă, repet, a fost cu etichetă. Un alt produs cu etichetă a fost această chestie care mi-a luat ceva timp să înțeleg practic cum se îmbracă. Deci, este tot de la același brand, Pink Woman, tot mărimea M, stați să scot de pe omeraj, și practic este o bluză din aia, cum am numit-o eu, de primar. În momentul în care mergi la starea civilă, la primărie și te căsătorești, ați văzut că primarii, sau în general, poartă banda aia, așa, cu tricolorul. Exact așa m-am simțit când mi-am pus eu bluzița asta pe mine, e foarte drăguță, am aici o mânecă, nu știu dacă vă dați seama acum, deci aici am o mânecă, uite așa, iar în partea asta vine pur și simplu pe umăr, nu mai am nimic. Vine foarte bine, îmi place mult de tot, doar că trebuie să trec eu peste chestia asta cu primarul. Cristi mi-a zis că arată super, super frumos. Într-adevăr, materialul este de vară, vaporos, așa, răcoros, vedeți? Are niște perforații, cred că se numesc, niște găurele din astea. Arată foarte bine, aceasta a fost nouă, cum v-am spus, și îmi place. A costat la fel ca tricoul de dinainte, 25 de lei. Cam așa. Apoi, ați obosit, nu? Deci este o adevărată plăcere să merg în second hand, v-am mai zis. Mai am două chestii și gata, vă las. Data trecută am mai cumpărat această rochiță din H&M, de la H&M, de fapt, ea e cumpărată din second, v-ați dat seama. Parcă a avut etichetă sau nu mai știu, chiar nu mai știu, este mărimea 36, însă m-am gândit eu că dacă o voi purta cu o curea în talie, ceva, o să arate foarte bine. Mânecile sunt în felul acesta, stați, uite așa, au elastic cumva aici, cu niște încrețituri, iar în partea aceasta bluza este eleganțică, foarte feminină, vedeți?
Mânecile practic nu sunt drepte, simple, ci mai încrețite, așa, un fel de clopot cumva. Foarte frumoasă, mi-a plăcut mult de tot, n-are niciun defect, de aia vă zic că nu mai știu dacă am cumpărat-o cu etichetă sau nu, nu mi-aduc aminte. Știu sigur, sigur că a costat 30 de lei aceasta și este superbă, superbă. Probabil dacă ar fi fost în mărimea 34, un XS, ar fi fost potrivită cumva și poate și ceva mai scurtă, dar nu mă deranjează lungimea asta, e ok. În partea din spate are o despicătură aici și un năsturel. Eu mai am foarte multe rochițe din astea din H&M, doar că nu printul acesta, dar pe majoritatea, v-am zis, le am în mărimea 34, însă nu mă deranjează. Este super pentru vremea, nu pentru vremea asta, pentru zilele ceva mai călduțe față de cum este astăzi la mine afară. Și abia aștept să o port. Cu siguranță vine super bine și cu niște încălțări ceva mai elegante, cu sandale, dar vine bine și cu sneakers, așa cum port eu de obicei toate articolele pe care le am eleganțele. Și ultimul articol pe care vreau să vi-l arăt este acest tricou de care nu m-am putut despărți, deci l-am pus la loc eu când merg în second hand. Nu mai merg așa, cum să zic, cu mâna în buzunar, îmi iau coș. La intrare există un coș și iau coș de acolo. Bineînțeles că vă dați seama, toate hainele astea adunate într-un coșuleț din ăla de mână erau așa cu vârf. Pe ăsta l-am văzut la suprafață și zic, bă, e foarte mare. El este mărimea XL. Să vă dați seama, pentru un om ca mine care poartă XS sau XXS, mărimea XL este enormă. Și l-am pus la loc. Dar am stat și m-am gândit cât timp scana doamna la casă acolo, iar eu eram, trebuie să-l cum. Trebuie să-l cumpăr pentru că îmi place modelul de mor și chiar dacă nu ar veni ok, l-aș fi cumpărat pentru plajă. Însă îmi place cum vine, la fel, îl voi purta tot cu pantalonii aceia, dar îi voi adăuga o curea în talie, evident, pentru că altfel aș arăta ca un sac de cartofi, ceea ce mie nu-mi place. Modelul, ziceți voi că nu este absolut minunat, nu mă mai vedeți, dar prefer să vă arăt. Este superb, superb. Acesta a fost 35 de lei și cred că a avut etichetă asta. Cred că a avut etichetă, dacă nu mă înșel. Nu știu ce să vă zic sigur, dar oricum, n-are niciun defect. E absolut perfect, extraordinar, îmi place mult de tot. E preferatul meu. După jacheta aceea, tricoul ăsta este preferatul meu din holul de astăzi, îmi place foarte mult. Nu mă întrebați de ce. E basic dacă te-ai uita așa de la distanță, doar că printul ăsta îmi transmite o stare de bucurie. Îmi transmite pur și simplu tricoul o stare bună, o energie bună și asta contează foarte mult. Acestea au fost produsele pe care le-am... stați, că și ăsta de pe mine. Oh my god, Larisa! Și plovorașul acesta de pe mine este cumpărat tot data trecută din second. Nu mai știu dacă vi l-am arătat. E foarte, foarte, foarte frumos. Super drăguț. Într-adevăr, transparentuț. Dar eu am pe dedesubt un maieu negru și cred că se vede foarte bine. Și acum chiar pot să spun că acestea au fost toate produsele pe care le-am cumpărat din second hand de data aceasta și câteva de data trecută. Cu siguranță voi mai merge pentru că îmi place foarte mult experiența asta, să zic, mi se pare super interesant să stai să te uiți acolo. Eu de-a lungul timpului am mai primit așa mesaje de la voi în care îmi spuneați să merg prin second, să vă arăt secondurile din Constanța, doar că fiind o iubitoare atât de mare de haine, pentru că pot să spun că îmi plac hainele foarte mult, ador să am multe haine și în absolut fiecare zi să mă îmbrac diferit, mergeam mereu în mall și îmi cumpăram, dar dacă am văzut că primesc foarte multe mesaje care mă îndrum așa către second hand, am zis, hai să încerc. Și mă bucur foarte mult că am luat decizia aceasta, că am făcut alegerea asta. Mi se pare mult mai ok, mult mai economic, pot să zic, să-ți cumperi haine care fie au etichetă, fie au fost purtate foarte puțin, pentru că îți dai seama când hainele sunt super uzate și evident că nu le cumperi. De ce să cumperi ceva rupt sau agățat sau, mă rog, dar poți să găsești haine foarte bune, la prețuri foarte bune și mai ales așa cum sunt eu, care mă satur foarte repede de haine și nu le port prea des, mi se pare mult mai ok să merg să mă cumpăr din second hand, le port un an, să zicem, apoi le voi dona la rândul meu dacă ele sunt în perfectă stare.
Gata, v-am lăsat. Sper că v-a plăcut clipul acesta și sper că ați simțit energia mea bună, pentru că chiar m-am simțit foarte bine să-l filmez și să vă arăt așa și vouă ce comori am găsit eu prin magazin. Ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!